Banca Națională a României anunță un nou bilanț destul de îngrijorător pentru românii care au rate. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut din nou și a atins un nou prag. Vineri 18 martie, indicele ROBOR la 3 luni folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, contractate înainte de luna mai 2019, a crescut din nou. De altfel, și indicele ROBOR la 6 luni a suferit o majorare, motiv pentru care românii cu credite la bănci vor suferi serios. E cam nasol la ratele românilor, nu prea aș fi de acord să majoreze, dar na, acum depinde de guvern, depinde totul de țară. Cât de greu este pentru români să cumpere ceva cu banii în mână? Mi se pare foarte greu, pentru că sunt toate scumpe, ne uităm indiferent la alimente sau la materiale de construcții, pentru că lucrez în construcții, mi se pare enorm de mult, mi se pare exagerat, nu știu, am ajuns la niște prețuri exagerate. În România, oamenii muncesc mai mult pentru a-și cumpăra ceea ce alții pot obține mai ușor. A plăti un produs scump cu banii în mână este un lux în țara noastră, iar cei mai mulți cetățeni apelează la rate pentru a putea beneficia de anumite electronice sau electrocasnice. Ce părere aveți? Ce părere am dacă se majorează, dacă asta totul se duce în sus? Astea sunt condițiile în care trăim astăzi. Ce putem face? Cât greu este pentru români să cumpere ceva cu banii în mână? E foarte greu să cumpere cu banii în mână pentru că pensiile sunt așa cum sunt, salariile sunt chiar pe jos, prețurile cresc, războiul bate la ușe. Dar la ce se așteptau? Nu să fie și mai mari. Cât de greu este pentru români să cumpere ceva cu banii în mână? Asta nu știu. După cum văd eu prin magazine, după că ăsta văd că nu prea e problema. Deci asta e mai mult așa de... Că mulți români au rate. Domnule, au rate pentru că toată lumea vrea acum. Înțelegeți? Toată lumea vrea astăzi. În loc să-i strângă, face rate. Asta e problema fiecăruia și fiecare face cu banii ce vrea. Indicele ROBOR a crescut la 4,39% vineri, reprezentând o creștere de 2% comparativ cu ziua de joi, când indicele ROBOR era de 4,37%, transmite Mediafax. Luni, 14 martie, indicele ROBOR la 3 luni era 4,36, iar la începutul lui martie era cotat la 4,25%. Reamintim faptul că indicele ROBOR la 3 luni a fost 3,02 la începutul lui 2022. Conform specialiștilor economici, indicele ROBOR a crescut continuu de pe 24 februarie, când a izbucnit războiul dintre Rusia și Ucraina. Spre exemplu, pe 23 februarie, indicele ROBOR era de 3,56%, iar pe 24 februarie, acesta ajunsese deja la 3,61%.